Liberalii au fost urecheați de președintele Klaus Iohannis. Șeful statului le-ar fi cerut acestora să renunțe la orgolii și să facă un pas în spate pentru a rezolva criza politică. Potrivit unor surse politice, Iohannis i-a transmis lui Câțu că premier va fi generalul Nicolae Ciucă. Florin Câțu l-ar fi întrebat pe Iohannis: domnule președinte, dar președinte la partid mai rămân? Iohannis a răspuns: da, Florine. Potrivit surselor citate, Iohannis l-a asigurat pe Câțu că va avea ultimul cuvânt la alegerea ministrilor. Actualul premier interimar ar urma să preia șefia Senatului, iar liderul PSD Marcel Ciolacu urmează să devină șeful Camerei Deputaților. Chiar și așa, Gheorghe Pecingină, deputatul PNL care deține și funcția de secretar general adjunct al Partidului Național Liberal, susține că șeful PNL nu va renunța ușor la funcțiile importante, printre ele și propunerea lui Dan Vâlceanu într-un post cheie. Dan Vâlceanu este o variantă viabilă pentru orice post în guvern. Nu s-a negociat pe oameni încotrată și nici pe împărțirea ministerului, s-au negociat niște principii de guvernare, niște idei, pentru că altfel asocierea asta între PSD și PNL, între stânga și dreapta, este foarte greu de digerat, atât de membrii partidelor, cât și de electorat. Și trebuie să vii în față cu niște idei și principii pe care să le și pui în practică, adică să demonstrăm de ce ne-am asociat, ca să facem niște lucruri viabile. Și lucrurile astea trebuie să le prindem în programul nostru. Asta s-a negociat, astea au fost discuțiile, pe asta s-a mers în acest moment. Împărțirea funcțiilor și al demnităților nu s-a luat în calcul. Liberalii vor ca ei să fie primul partid care dă premierul, urmând să facă ulterior rocada cu PSD.